Sunt primul ziarist care am avut curajul, nu? Sunt primul, domnul Năstase, sunt primul ziarist care am avut curajul să pun acest subiect pe ordinea de zi a unei emisiuni. Am fost și eu amenințat la rândul meu și eu am primit presiuni, ca de obicei cum se face în presă, că venim să ne întâlnim, să bem o cafea, să... așa mai departe. Sincer, n-am avut încredere în domnul Năstase în primele întâlniri. Inițial, pentru că era normal, nu se poate. De iată, de aproape 4 ani de zile, nu? De când e conflictul? 2 ani jumate, 3 ani. Da, 3 ani de zile. Da. Iată, domnul Năstase este pe baricadă, este aici și vine la orice oră din zi și din noapte într-o emisiune. Ce a făcut domnul Puzdrea, fost deputat în Parlamentul României? Pentru că, până la urmă, funcția asta, ca să vă spun, eu îmi pare rău că n-am printurile, să vedeți de câte ori a luat domnul Puzdrea cuvântul în Parlamentul României. De două ori. De două ori, nu? Deci, da. Iată, ce a putut adică face în două mandate a luat de două ori... Acel complex Flora este ilegal, deci acum, la ora actuală, la cât este ceasul? 14-16 minute. Acum, complexul Flora din cartierul București Noi este... deci funcționează ilegal. N-are nicio autorizație de construcție, acolo terenul acela, stați o secundă, ca să înțeleagă. Deci știm asta, acolo terenul acela de la Flora este nu patrimoniu, intră într-o altă categorie unde nu ai voie să construiești, nu ai voie să construiești pe el. Noiembrie 1991, Dumitru Puzdrea solicită primăriei sectorului 1 aprobarea pentru repararea, consolidarea, modernizarea și extinderea construcțiilor aflate în spațiul din strada tipografilor numărul 15, o pepiniere și câteva sere. Viceprimarul Tiberiu Lipski și Constantin Lemnaru, șef serviciu, semnează un aviz favorabil în baza decretului 144 din 1958, decret abrogat cu 3 luni înainte, aviz care nu poate ține loc de autorizație. 2 ani mai târziu, Dumitru Puzdrea închiriază de la Direcția Domeniului Public 12.000 de metri pătrați și începe să construiască un angro de beton, parter plus un etaj, 150x60 de metri, fără autorizație de construcție. Construcția nu are aprobare de la primărie pentru raporturi de apă și canal, ci folosește grupuri electrogene pentru alimentare cu energie. În acces figurează drept o construcție ușoară, demontabilă. În 1994, Primăria Generală începe acțiunile pentru desfințarea construcției ilegale, dar Dumitru Puzdrea face plângere la Tribunalul Sectorului 1 pentru anularea proceselor verbale făcute de inspectorii primăriei. Completul condus de judecătoarea Valentina Tăpulescu admite contestația și apoi o altă instanță condusă de aceeași judecătoare respinge acțiunea Primăriei Municipiului București prin care se cere dezafectarea construcției. Juriștii primăriei fac apă, dar uită să-l motiveze și este respins. Puzdrea construiește în continuare și în 1996 înaltă un bloc de 5 etaje menit să devină centru de afaceri. În februarie 1997, George Pădure reține și anulează toate documentele emise de primăria sectorului 1 legate de angroul universal. În același timp, Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice, și Viorel Lis, primarul general, promează societatea comercială universal să înceteze orice activitate de construire și să desfințeze toate construcțiile executate în 25 septembrie. Termen limită 6 octombrie, ora 12. Și chestia asta este publică la primăria sectorului 1 și în continuare acest complex Flora funcționează. Deci aici puteți să-l acuzăm pe domnul Năstase că bine, probabil și dânsul nu știa de acest lucru și s-a băgat într-o infracțiune împreună cu domnul Puzdrea. Dar după aia aflăm de ce s-a băgat și de ce l-a acceptat să facă această asociere ca să-l fure pe arabul, cum îi place lui să spună, arabul puțin sau cum arabul, zice. Arabul, da.
Și v-a furat în cele din urmă sau nu? L-a păcălit, nu, l-a escrocat. Deci, și acum, în prezent, da, nu a plătit. Nu plătești o chirie pentru spațiul acela, sectorul 1. Da. Așa? Cât e chiria acum? Car și mai... Mai tipicat și mai cinstit. Domnul Năstase și-a schimbat nici mai mult, nici mai puțin decât vreo 6 avocați. Toți de ce doi? Toți iau... El e martor. Eu am făcut cunoștință cu toți avocații și chiar la ultimul acum, care este încă în funcție, încă este... îl reprezintă pe domnul Năstase, chiar am făcut un spirit săptămâna viitoare când o să ne întâlnim, tot dumneavoastră o să fiți sau o să-mi prezint alt avocat. Pentru că știți, toți l-au vândut. Poate nu, poate nu, nu a fost destul de atent. Haideți să vă spun, este un dosar foarte simplu. Da? Se poate, haideți să vă explic. De ce Puzdrea l-a luat pe domnul Năstase asociat? Și de ce am să profit? Probabil. Nu probabil. Haideți să vedem că Doru ne spune din sursă sigură. Haideți să vă spun eu. Domnul Puzdrea, noi știm cazul de 3 ani de zile. Eu cel puțin n-am încredere în dânsul, fiind vicepreședinte la Uniunea Arabilor. Este foarte respectat în comunitatea dânșilor și domnul Jaber poate să confirme. Da, știu. Este foarte așa. Pe cineva și am spus, uite, merg la o emisiune, mă întâlnesc cu domnul Stase. Nu, dar toată lumea vorbește de bine pe domnul Stase. Deci nu vreau să mă prieten. Din acest caz am devenit și prieteni. Da. Și putem să recunoaștem public lucrul ăsta. Ce se întâmplă? Dânsul, ce a gândit Puzdrea? Ia să-l iau eu pe Năstase, să mă aducă toți arabii aici, să fac, le cresc chirile, pentru că o să am girul lui Năstase și profit de el. Și după care îi dau cu șutul un funduleț. Așa s-a și întâmplat. Așa a fost. Corect? Da. Ok. Doi. Eu vă spun altceva ca să înțeleagă și CNA-ul, pentru că la un moment dat o să se fac o plângere la CNA și așa mai. Eu am încercat de nenumărate ori să iau legătura cu domnul Puzdrea. Dânsul refuză categoric. Nici nu-l dă în judecată, nici nu ne acționează pe noi în judecată. Deci ceva este. De 3 ani de zile, dânsul nu apare cu o declarație despre acest caz, doamna avocat. La un moment dat l-am sunat în direct fără acordul domniei sale, că vroiam un punct de vedere la mine, pe vremea aceea la DTV, la emisiunea exclusiv, și la un moment dat am spus, mă cac pe voi! În românește. În românește. Asta e românește. Asta este atitudinea, era deputat atunci, mai era deputat? Era deputat. Asta este atitudinea unui demnitar din această țară. Mă rog, nu-i demnitar, că nu știu dacă are rang de demnitar. Parlamentarul, nu știu dacă... Luat prin surprindere. Ce arată? Domnul avocat, dumneavoastră respectator, totul de acolo, flora, clădirea aceasta, zona aceea, domnule, este sinistră, este urâtă, sunt șoboleani, este o mizerie fantastică ce acolo. Deci oricum trebuie dărâmată toată chestia. Clădirea asta, de ani de zile, din 98, de ce, dacă are autorizație de construcție, de ce n-a terminat-o? Dar când au venit cei... Domnul Năstase. Poate nu are bani. Domnul Năstase. Cum nu are bani, domnule? Ia uitați-vă pe declarația de avere a domnului deputat.